Seria foarte bună de rezultate a echipei de minivolei de la CS Mușcel Câmpul Lung a continuat și în weekend la turneul al doilea al fazei întâi din cadrul campionatului național. După cele trei victorii obținute la Mioveni la primul turneu, fetele lui Adrian Mihăilă, echipament portocaliu, s-au impus pe linie și la Brașov, 3-1 cu Juvenil Brașov, 3-2 cu CS Mioveni și 3-1 cu Kids Stâmpa Brașov, meci din care urmăriți aceste imagini. Bucuria de final a mușcelencilor a avut de această dată o triplă semnificație, victorie în meciul cu Kids Stâmpa Brașov, locul întâi în clasamentul final al grupei B și cadoul pe care micile jucătoare i l-au făcut antrenorului Adrian Mihăilă de ziua sa. Este și ziua mea. Astăzi așa a făcut soarta să fie. La turneul de la Brașov am confirmat evoluția bună pe care am avut-o și la turneul precedent la Mioveni, obținând încă trei victorii care ne-au permis să ne calificăm în turneul semifinal de pe locul întâi. Dar mai mult decât această calificare, pe mine mă bucură atitudinea fetelor, evoluția lor. Au crescut, nivelul jocului nostru a crescut de la joc la joc. Chiar discutam astăzi la ședința tehnică și am făcut o retrospectivă a celor întâmplate de la debutul pregătirii pentru acest campionat, cu primul joc amical cu Mioveniu și până astăzi. Fetele noastre au crescut de la joc la joc, au o capacitate deosebită de efort și în special sunt foarte, foarte atente la indicațiile primite. Sosită la Câmpul Lung, delegația echipei noastre a avut parte și de o surpriză pregătită de părinții care le-au întâmpinat pe jucătoare, dar și pe antrenorul sărbătorit cu tort și șampanie. Cu 6 victorii din tot atâtea meciuri disputate obținute în cele două turnee, echipa de minivolei a Clubului Sportiv Mușcel Câmpul Lung s-a clasat pe locul întâi în grupă și va juca din 19 iunie la turneul semifinal, acolo unde s-au calificat primele două locuri din fiecare grupă și cele mai bune două locuri 3.